Atunci am auzit o voce. Lăsați-l în pace. N-amă și pasta. Și cel ce rostise aceste cuvinte a luat de undeva de pe sobă o pâine mare și rotundă și mi-a întins-o. Atunci mi-am dat seama că țineam strâns ceva în brațe, tot o pâine, și că asta era cauza privirilor rele îndreptate asupra mea. Pusese mâna pe pâinea de pe masă care era a tuturor, și nu mai vroiam să dau la nimeni din ea. Iar acel om, de care ascultau toți, în loc să mi-o ia cu forța, cum furios se pare că vroiau ceilalți, făcându-mă să scot răgnete, îmi mai dăduse una. Ia omă și pasta. Parcă m-am trezit dintr-un somn. M-am uitat la toți liniștit și am pus cu minte pâinea din brațe pe masă. Nimeni nu mai m-au luat după aceea în seamă.